Temperaturile din termometre vor începe să scadă treptat în următoarele zile. Soarele va fi prezent pe cer, însă fără niciun efect, pentru că va fi foarte frig. Temperaturile maxime vor scădea ușor și treptat. Se întrevăd ploi, dar slabe cantitativ și pe arii destul de restrânse. Temperaturile pe timpul nopții vor fi normale pentru această perioadă, cu valori cuprinse între 4 și 5 grade. Vineri la Giurgiu se va arăta puțin și soarele. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Maximele zilei de mâine nu vor depăși 11 grade Celsius. Astfel, la Bolintin se vor registra 9 grade, la Mihăilești 11, la Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana 10 grade, iar la Giurgiu 12 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 21 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 768 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 35-45 de centimetri, cota probabilă 130 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 77%.